Bună tuturor, Cătălina sunt consilier pe relații de cuplu, iar în clipul de astăzi vom discuta despre motivele pentru care o femeie își pierde interesul față de tine. Înainte de a începe, dacă vă place conținutul de astăzi, nu uitați să dați un like în partea de jos a clipului, iar dacă doriți ședință de consiliere, în momentul în care relația voastră nu mai funcționează, treceți printr-o despărțire sau știu eu care sunt motivele, găsiți linkul cu adresa de e-mail în descriere unde îmi puteți scrie. Bun, care sunt motivele pentru care o femeie ajunge să își piardă respectul față de tine și în cele din urmă, deci nu își dorește chiar să se despartă? În primul rând, ce este foarte neatractiv? Foarte neatractiv pentru o femeie este faptul că un bărbat nu se ține de cuvânt, nu este consistent? Constant. Nu este constant în acțiunile pe care le face în direcția ei. Și o să vedeți că mulți bărbați dau foarte mult la începutul relației, da? Dau foarte mult, încearcă să o cucerească, încearcă să arate cea mai bună versiune a lor, după care efectiv se culcă pe o ureche și au cucerit-o și nu-și mai bat capul atât de mult cu ce presupune și să o păstreze. Da? Și dacă tu la început dai foarte mult și erai prezent și inițiai, erai în energie masculină, da? Și acum dintr-o dată ai ajuns în relație cu ea și nu mai sun la fel de des, nu mai scrii la fel de des, nu mai propui să o vedeți atât de des, parcă acțiunile tale una spun și alta fac, da? Adică bărbații aceia care nu se țin de cuvânt, cu alte cuvinte, sau care te dezamăgesc în mod frecvent pentru că ți-au promis lucruri sau au stabilit că fac anumite lucruri cu tine și nu s-au ținut de cuvânt, ghiși ce, dacă se întâmplă asta pe o perioadă lungă de timp, doamna sau domnișoara o să-și cam piardă respectul în ceea ce te privește, pentru că un bărbat sau pentru un bărbat este foarte important cuvântul dat, da? Adică dacă ai spus ceva, chiar să te ții de ceea ce ai spus. Și când se întâmplă în mod repetat, cum am zis, să faci una și să spui una și să faci alta, da, se cam duce respectul pe gârlă, cum se zice. Așa, un alt motiv pentru care femeile își pierd bărbații, își pierd interesul pentru parteneri de cuplu, da, ar fi acela că bărbații de multe ori nu reușesc să își controleze emoțiile, da, nu reușesc să fie stabil emoțional. Ce presupune asta? Adică în momentul în care apare un conflict, în momentul în care apare o discuție în contradictoriu, în momentul în care apar niște discuții mai tensionate sau chiar importante, da, el se simte trigăruit foarte ușor, da, dacă îl critici imediat explodează sau dimpotrivă se închide în el. Drept urmare, dacă nu reușești să jonglezi cu emoțiile tale, dacă nu reușești să te menții pe linia de plutire și să porți o conversație chiar dacă lucrurile sunt puțin tensionate, da? Și dacă, după cum am zis, în loc să păstrezi o linearitate în ceea ce te privește, tu ori te închizi în tine, da? Și efectiv nu mai vrei să vorbești, că tu te-ai săturat, că ție nu-ți trebuie, că de fiecare dată faci așa și zici așa, 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 sau dimpotrivă explodezi, da? Și începi să faci tam-tam, să faci circ, să ameninți, deja e nasol, da? Efectiv să intimidezi femeia din fața ta, ai să observi că pe o perioadă lungă de timp, dacă se continuă comportamentele acestea, ea o să-și piardă respectul față de tine. Efectiv, nu o să te mai vadă bărbat, că la asta se rezumă, își pierde respectul față de tine, da? Pentru că nu știi să comunici, da? Și te închizi în tine și nu are efectiv cu cine să vorbească și vine odată și vine de două ori și vine de trei ori și îți explică și vede că nu are cu cine, că nu ești prezent, că nu ești capabil să porți o discuție sau dimpotrivă, când vine și îți spune ceva ce te deranjează tu, tocmai pentru a intimida și pentru a deține controlul asupra ei, te enervezi, da, și începi să devii agasant și, nu știu, devii amenințător, devii critic, devii foarte, foarte așa exploziv, da? Din nou, femeia respectivă își pierde respectul față de tine pentru că vede că nu are cu cine. Și dacă nu are cu cine, își mai vede și ea de viața el în cele din urmă. Așa? Și un alt motiv pentru care femeile ajung de foarte multe ori să-și piardă respectul față de partenerii de cuplu ar fi acela că au incapacitatea de a le face să se simtă în siguranță, de a le face să se simtă protejate. Și vă spun că sunt bărbați, adică, Doamne iartă-mă, sunt enorm de mulți bărbați care nu știu cum să facă o femeie să se simtă în siguranță, dar care nu știu ce înseamnă să o facă să se simtă protejată, care nu știu ce înseamnă loialitatea față de o femeie, adică majoritatea bărbaților mai ales au noțiunea asta că era și vorba aceea din popor, da? Că bărbatul e bărbat, își mai face de cap și își mai vede de ale lui în stânga și în dreapta. Da, ok,
Dar dacă ai o femeie care are niște standarde, care are niște limite bine stabilite, care știe foarte bine ce își dorește de la viață, e bine, dacă o să fii tu genul ăla de bărbat, s-ar putea să rămâi genul ăla de bărbat cu altcineva. Da? Și dacă femeia respectivă, da? Dacă partenera ta de cuplu este importantă pentru tine și o iubești cu adevărat, încearcă, da, să înveți ce înseamnă să te comporți ca un bărbat în ceea ce o privește. Înseamnă ce înseamnă să o faci să se simtă protejată. Protejată atât fizic, da, cât și la nivel emoțional. Protejată fizic ce înseamnă? Că atunci când merge cu tine pe stradă să nu fie frică că vine unul și îi fură geanta, da? Și dacă se întâmplă asta, efectiv să fii capabil să o protejezi, da? Să îi acorzi, nu știu, să... Mamă, mai aud asta, că bărbații în ziua de astăzi, că suntem, cum e vorba aia? Egali din punct de vedere financiar sau de ce trebuie să plătească ei la restaurant, de ce trebuie să plătească ei cina, masa și așa mai departe. Că suntem egali, că avem drepturi egale. Pe bune? Adică acolo s-a ajuns? Adică eu ca femeie, dacă ies în oraș cu un bărbat, ar trebui să mă aștept să plătesc eu? Da, ok, pot să plătesc eu, logică pot. Dar atunci nu-l mai consider pe el bărbat, nu? Pentru că dacă vreau să îmi plătesc eu masa, dar nu pentru că am pretenția să mă plătească el, ci pentru că eu percep un bărbat în energie masculină când se oferă să facă lucruri pentru mine, când e provider. Și acum nu-mi săriți în cap, mai ales cei care vă știți cu musca pe căciulă, da? Pentru că dacă eu mă uit la el și văd că nu-i capabil să-mi plătească masa, ca femeie, băi, atunci pot să mă bazez eu pe el, poate să avem 3 copii, poate să avem 5 copii, eu nu vreau copii, dacă ai idee, da? Așa, sunt eu, nu știu, îl consider eu capabil să aibă capacitate să întrețină familia asta, să ne asigure traiul de pe zi pe alta, adică, da, ok, lucrez și eu, dar dacă femeia intră în îngrijirea copiilor, what the fuck, murind de foame? Da, eu nu zic că bărbații trebuie să aibă, nu știu, un salariu cu 5-0-uri, 6-0-uri, mai știu cât sunt acum, da? Dar să aibă capacitatea să o facă pe femeia de lângă el să simtă că o poate întreține dacă se ajunge acolo. Da, ok, lucrează și ea, are și ea banii, dar niciodată nu o să te considere o femeie bărbat, nu o să te considere demn de ea dacă vede că tu nu ești capabil nici măcar să plătești un suc. Și nu, din nou menționez, nu e vorba de faptul că tu plătești sucul ăla, că îi cumperi un suc, că n-are aia ce bea acasă, că e moartă de sete, de foame, ce-o fi, da? Dar îi demonstrezi femeii că ești bărbat, că ești provider, că poți să ai grijă de ea. Indiferent, și asta, dar dacă am scos un oraș și nu-mi place de ea, what the fuck, am înțeles, dar tot bărbat rămâi, adică rămâi în continuare cu coloana vertebrală, nu că nu-i plătești consumația pentru că nu-ți place ție de ea. Doamne ferește, în fine. Așa. Deci să o faci să se simtă protejată din punct de vedere fizic, să fie amabil cu ea, să... Nu știu, să-i deschizi ușa, chestii de genul ăsta, de bărbați, normal, la cap. Nu exagerări, nu s-o duci pe lună, nu s-o duci pe Marte, dar măcar minimul acolo, da, să ai cunoștință despre ce înseamnă să fii un bărbat. Și în al doilea rând, să o faci să se simtă în siguranță din punct de vedere emoțional, da? Și cum vă explicam mai devreme, dacă în momentul în care ea vine la tine cu o problemă, cu ceva ce o deranjează, cu ceva ce o supără și tu nu ai capacitatea să o înțelegi, da, nu zic să o înțelegi, să disegi tu de ce gândești asta, de ce simte asta, ce o fi vrut să spun, dar pur și simplu să creezi un spațiu sigur pentru ea în care să poată să ți se deschide. Pentru că dacă de fiecare dată când se deschide, tu bam de la ușă, da, adică cu critică, cu iar mă, cu din asta că m-am săturat, că astea-s de ale femeilor, păi o să vină o dată, o să vină de două ori, după care nu o să mai vină că nu mai are chef să-ți povestească toate lucrurile astea, oricum n-are cu cine. Da? Așa că, din punctul meu de vedere, e foarte important să faci femeia să se simtă în siguranță lângă tine. Și nu în ultimul rând, cel mai mult se pierde respectul în momentul în care femeia de lângă tine, partenera de cuplu, observă că în continuare nu îți asumi relația de cuplu și îți cauți și alte opțiuni. Și vă zic din experiență, deci știu bărbați căsătoriți de ani de zile, deci cu copii, da? Care încă nu au învățat ce înseamnă să fii loial femeii de lângă tine. Da? Eu nu zic, ok, te uiți în stânga, în dreapta, ce faci tu în spațiul tău când ești singur, da? Când ești singur, când e spațiul tău, nu zice nimeni, uită-te la filme XXX, uită-te după femei pe stradă, e treaba ta ce faci, dacă atâta poți, atâta faci, da? Nu zic să nu faci chestiile astea, dar nu când este ea lângă tine, pentru că știu bărbați, da, după cum v-am zis, de toate felurile, care în momentul în care sunt cu femeia lângă ei, cu partenera de cuplu, deci flirtează cu alte femei în prezența partenerii de cuplu. Deci mai umilitor decât atât, zi-mi tu dacă există pentru o femeie ceva. Da? Dacă
faci asta, dacă, nu știu, adaugi femei random pe rețelele de socializare, dacă, nu știu, flirtezi în stânga și în dreapta și observă chestiile astea, da? Nu o să mai zic că te sună femei noapte sau chestii de genul sau îți dau mesaje, dar observă că nu ești dedicat ei, s-a dus respectul ei față de tine și da, există motive pentru care o femeie să rămână cu tine, dar nu pentru, care te, nu pentru că te respectă. Și din punctul meu de vedere, dacă o femeie nu își respectă bărbatul de lângă ea, e ca și cum la fel de bine poate să stea și singură, da? Adică eu, care sunt femeie, sper, da, în devenire cel puțin, da, nu aș putea să stau cu un bărbat pe care nu-l respect. Dacă simt că nu am încredere în el, dacă simt că minte, dacă simt că nu-i loial, dacă simt că jonglează între mine și altcineva în permanență și tot timpul nu am senzația asta de nesiguranță în ceea ce-l privește, păi cam pe acolo am plecat la un moment dat. Adică nu poți să stai cu cineva de genul ăsta. Așa că nu vă ofuscați prea tare. O să fac și un clip cum își pierde un bărbat interesul față de femeie. Dar până atunci, dacă v-a plăcut clipul de astăzi, nu uitați să dați un like în partea de jos a ecranului și dacă aveți nevoie de ședințe de consiliere, găsiți linkul cu adresa de e-mail în descriere. Vă pup, vă îmbrățișez și să avem cu toții relații sănătoase!